Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi, Muțu, cred că o da bir cu fugiță, că o auzit de ieri că trebuie să săpăm în spate. Da, oricum n-ai văzut ce față au făcut ieri, când au auzit, clar că ieri eu mă așteptam să nu vină azi. Când au zis că are o surpriză. Zice că s-a dus pe la fotbal, că eu muri găina, nu știu ce o scuză. Azi eu cu Daria trebuia să așezăm canapeaua și mochetele și să curățăm acolo în casă. S-au schimbat planurile pentru că mâine o să fac dezastru, că o să astup ușa aia din spate. Care o pus-o ei cu scânduri acolo. Care da. Așa și știm că o să ziceți că asta trebuia făcut de la început, dar abia acum am făcut rost de materiale. Și mai bine acum decât mai târziu. Oricum, după ce face aia, s-a terminat. E numai da. Curent acolo, chiar putem dormi și aici, abia aștept. Păi, efectiv, camera e gata. Trebuie da. Așezate lucrurile înapoi și aia. Oricum, cred că mai avem var să dăm pe ăla, nu? Da. Ei, păi perfect. Așa și mâine facem asta. Ce am zis, că facem curat ca lumea după ce se termină. Dacă terminați mâine, dacă nu, poi mâine. Și azi eu cu Daria. Ne-am luat, unde sunt? Tempera, ca să pictăm în căsuță. Cam rele pensoanele, dar ce am găsit asta am luat. Și că te duci acolo treaba lui și eu cu Daria mergem în casă și după ce terminăm de pictat fac mâncare cu Daria. Hai! Ah, stai să vă mai zic ceva. Las aici eu Instagram-ul lui Cătă. Aici las pe al Dariei și al meu îl pun pe tavan. Gata, haideți. Bun, am luat hârlețul. Astea și eu cu Daria. Ai luat și creionul? Bravo. Da. Și gata, merge. Am făcut și ascuțătoare, poate bătăie. Gata, hai. Facem piperețile astea de aici. Facem eu vreau o vază, vrei să facem o vază? Facem. Bun, facem mai întâi schița și apoi pictăm. E cam curent. Mm-hmm. Oare sunt gata astea? Ușa asta, da, scate. Miroase frumos, a vopsit aici, îmi place. Ții de casă? Închid? Da, închide. Uite șcana, când găsit-o, e piperul ăla, partea cealaltă. Da? Da. Dar cum? Nici eu nu știu cum. Lasă-le așa, că oricum nu mai se joacă mai curent. Bun. Hai să ne apucăm de schiță. Așa? Trebuia mai întâi să încep cu... Gura? Da. Oricum îmi depășim schița cu mult. Nu-i bine. E strâmb. Stai așa. Așa? Dar nu-i prea sus? Ajung să faci prea. Da, aici ai pun mamasul. Ah. O să acoperi. Ca strâmbă. Schimbare de plan. E prea mare, mult prea mare. O ștergem și o facem mai mică. Ia ceva până facem schița, că e cel mai greu la schiță. După părerea mea, că după e ușor. Mm. E bine măcar să ia. Hai să facem un pătrat și ne încadrăm în pătratul ăla. Da, dar cum facem pătratul drept? Stai. Mai sus un pic. Așa. Un pic aici, nu? Mai jos o leagă. Ah.
Ai aproximativ. Poți să-ți dai? E drept? Da. Nu, e ok. Drept? Da. Așa și... Dă-i de aici cu după lunim, știi? Dă-i așa cu după unim ce-o mai rămas acolo. Și o pun picată să-i facă ramă direct pe perete, știi? Perfect. Bun, acum facem o masă. Nu facem masă? Vasă? Da. Fă tu, de fapt, aia la bază, nu mi-a plăcut cum ai făcut-o. Ok. Că după fac eu masa și flori. Începe aici așa, nu? Nu. Gen, să te încadrez de aici. Până aici. Trebuie să umfli mai tare acolo. Unde? În partea aia. Da. Oricum nu se mai vede când... Cred că trebuia puțin mai lungă, nu? Trebuie să o faci aici, ăsta, gen. Da, cred că ține. Drăguță. Hai că e ok. Da, chiar e drăguț rău. Bun. Că eu știi cum fac florile? Gen da, ok. Și le fac direct din pensul. Sau le fac acum oare? Da, mai bine le facem acum și oricum dăm cu acuarelul peste. De ce e afară, Doamne?
Oricum, din mezon iese altfel, nu au chiar forma asta. E. Păi, ce oră să aud de afară? Nu, oribil. Nu? Prea mare. Hai, că arată ok. Faci un gen model din alea, știi ce? Da. Și cum ar să fac așa triunghi, după aia un cerc, după aia triunghi, un cerc? Cum crezi că s-ar vedea bine? Dacă facem așa gen... Pac, 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 romburi gen. Romburi? Vai de... Ce? Gata! Vin în coa! Astăzi nu muncesc. Vin în coa! Salut, Cătălin! Și cu tine? Ce este cu mine? Păi... Tu ai zis că fetele nu muncesc astăzi și că sunt o fată. Astăzi nu muncesc. Du-te, schimbă-te și strigi la săpat. Nu, nu am fost mă schimb. Nici hai de schimb, n-am. Zică tu. Da, și ce mai vreau. Uite că tu, ce mă înțelegea. Dacă te vede Nea Gheorghe. Sperăm ca să fugă. Îți sari rugea la ei pe buză. Ruj? Asta este ruș? Nu este ruș. Vezi cât ți-a avut o ruchiță. Astăzi nu o să muncesc. Astăzi o să fie ziua mea liberă. Trebuie să vorbești mai tare cu bativântul. Astăzi nu o să muncesc. Astăzi o să fie ziua mea liberă. Mă vorbești ca lumea, ce zi liberă. Astăzi este ziua mea liberă. Pot să vorbesc tare. Hai, hai cu locul ăsta, hai crezi, vină-n coare. Vină-n coare. Dacă tu coincide că o femeie trebuie pusă la fermie, hai, 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 Doamne. Mergem, lasă că... Dai o sote la Fatimul și n-au venit. Lasă că nu știu Cătălin. Paula! Nu poți să din cauza formului, nu ai o riță să dai? Da, nu am, ai tu? Da.
Dar și asta mic. Da. E bun, dacă tu vrei să țăpă, țăpi eu acum grădină de... Hai, numai. Hai, domnișoară, ți-ai prins părul. Dacă ți se vede de desubtul. Mi sunt țătul la... E greu, domnișoară? Este foarte greu, o femeie nu ar trebui fi pus aici. Las că vorbim noi după asta, Cătălin. Gata, până acolo. Lasă. Te-ai lovit. Da. La naiba să mă iei. Azi trebuia să mă dau dispărut. Dar oricum te-ai dat dispărut până la ora asta. Dispărut, mă scuz. Vezi că dispărut, nu dispărut. Când nu mai poți, domnișoară, îmi spui că vin eu. Ești domnișoară sau doamnă? Stai că nu știu. Domnișoară, că nu sunt, n-am făcut niciun copil până acum, Cătăline. Și greu este și unii e bun. Ce-ai pățit la vorci, domnișoare? Să schimbă, nu știu ce n-ai bea. Din cauza greutății. Nu-i bine, mă rădă și-n pici. Dar sigur ai ascultat asta? Ce? Sigur ai ascultat? Da. Da, pune mâna. Băi, eu am o idee. Nu mergi până la Netul Gheorghe să vedem dacă nu mai are un hârlet să dăm amândoi? Te duci la Netul Gheorghe. Hai amândoi. Nu merg. Nu merg. Hai amândoi. Hai, hai. Nu merg. Hai amândoi. Nu merg. Hai de. Nu merg. Hai. Nu merg. Bine, așa se acoperă oricum. Facem un geam aici? Sau aici? Aici, că e mai mare. Nu vă constrăm, nu? E ok.
la blouse. Cred că ne putem apuca de pictat, că după oricum, ce mai trebuie facem din pensul. Hai. Cred că trebuie niște apă în ceva, nu? Nu cred. Le facem... Punem apă? Da, nu le mai le luăm. Ori romburile, cum să le fac? Le fac mai închise, nu? Da. Așa. Și partea aia de sus, ca romburile, știi? La culoare. Și restul așa. Da. După îi mai dăm noi umbri cu alb. Deci că e portocaliu. Era scadă geamul. Pe bune? Da. Dar nu știu ce are ușa, nu s-a închis. De la boxa. Ce să pun în mâine oare? Depindeam să nu-mi dau planța. Dar nu cred că e de la boxa. Gata. Mâine m-am luat toate cardurile. De ce? Ue, vezi că eu mă duc până la... Nu zi Nica de mine, da? Nu, ue. Nica nu zic. Mă duc să mai cer un hârlie să dăm amândoi. Așa, dar nu zi Nica de mine. Nu zic că stai liniștit. O șpăr am picioare. Hai. Sper să fie inea Iurghi acasă, ca să mai iau un hârlieț, că noi avem unul. Dar să dau și eu să spun telefonul pe rapid. Odată că e plictisător și încă o dată ca să meargă treaba mult mai repede. Acum eu sper să fie acasă. Ia Gheorghe, am și o rugăminte, nu puteți da un hârleț? Noi avem unul, dar să mai iau și eu, să dau și eu. Ca să facem acolo straturile. Da. Mi-am scos, vine Nea Gheorghe, te ajută ca întotdeauna cu hârleț. Și e stat așa, chiză ca să vin încolo, să vadă ce minune, au făcut nuțul. Sau nuța, nu știu cum să zic. Că vine. Hai să apar să puneți și apă. Săpăm, facem pentru de tăti straturi. Păi am văzut că este și apă la... Luați... Vă mulțumim frumos că ne ajutați. Acum, când aveți timp să veniți voi... să vedeți ce eu mai trec prin cap, Brunuț. Da. Nu mai prostia din cap. Vine, eu acum. Bine, mulțumim. Bun.
l-am părât. Să vadă și Nea Gheorghe. Și eu debitat ca prunuț. E bun că ne-a ajutat cu hârlețul ca să săpăm amândoi. Asta vedem. A, s-a mișcat, domnișoara. Mai poți, domnișoară? Domnișoară! Și vrei? Mai pot? Da, mai pot. Gata, am făcut roz de hârleț. Bravo! Ai noroc, are treabă, Nea Gheorghe, nu vine să te vadă. Hai că pun telefonul pe rapid, să dăm amândoi. Sper zici că e de lut. Da. Dar poți să-i faci gen, să faci așa. Cum? E. Da, mă. Ce minte ai. Ai ce urmă să gândi ceva? Da. Ios. L-auzi? Da. Dar ce-o fi te-a îmbrăcat așa? Grăză cu scapul de treabă? Da, eu m-aș ca orice la el. Sincer și eu. Ia uite, Nea Gheorghe. S-a îmbrăcat în rochiță. Unde? Uitați-o. Așa l-ai? Așa l-ai. Nu a zis că nu-l mai pun la săpat. Crenguțele alea ta. Bă, ce bărbă ți-a dat-o și mie copii? Ia,
Faci, mine greu. Uite, este usturoi. Ați venit pregătit cu creștile. Lăsa ce copac e nea Gheorghe. Prun. Mai faci un da, un flor de cele multe. Cred că s-a murdărit camera, că nu o să mergi așa. Urile, nu era fox. Nu simt că la ora de desen. Ce faci acolo? Ce faci acolo, Fatima? Bună ziua! Bună ziua! Uite, Neger, îți place? Îți place ce bătaie de joc faci? Hai să-i dată. Ce e prea mare bine. Și eu? Nea Gheorghe, în halul ăsta, nu ți-e rușine? Sau n-ai rușine tu? N-are rușine? Asta? Eu? Am rușine. Unde? Nu mai zic eu. Hai, Nea Gheorghe, să facem un selfie. Uite, lăsă-te în dobri. Ce? Nu m-ați cunoscut, da? E cu lumea pe mine. Ție-i asta, ție-i un băț în mână și o sacoș în spate și duci pe aici pe linia satului. Nu te cunoști. Nu-l cunoști. Îți dă-i un snubul de la negru. Dar nu m-am văzut așa. Îi pui la ochi. Ei, Gheorghe, nu că fetele nu trebuie să fac treabă. Fetele nu trebuie să se bine grădină. Să fac mâncare, să deseneze, să... Care? De tăti trebuie să facă. Da. De tăti? Acolo. De tăti trebuie să facă. Da, din Gheorghe, da. Dar mai mult îi faci ieri ca un bărbat. Vieze? Să le iei lecții la mine. Că eu și și femeie și bărbat. Am zis Nea Gheorghe că nu l-a recunoscut. Da, cum? Tăti ca tăti Nea Gheorghe, dar cum arăt ca femeie? Are, bă, nu te-a zis și numai cât șoarele nu-ți fac pe la strunc. Cum arăt?
Când vine cu unul, se uită la cioacă, nu mai Hai, du-te. Hai, du-te. Cum adică tu m-a trimis mine afară o doamnă? Hai, du-te. Că ăsta el e o de aici. Du-te aici. Hai, ai călcat pe asta cu noroi. Du-te de aici. Nu mai rău faci. Eu ți-am zis că nu poate să vină Nea Gheorghe. Haide, Hărnicuță, hai că vin să te ajut și eu. Hai, nu mai vorbești cu mine, Hărnicuță, a? Vin să te apucă de treabă, să termină. Uitați că n-am făcut. Am sapat ceva, nu glumă, nu? Mai avem, mai avem. Cât mai avem? Mai facem, mă. Ca să avem loc pentru tăti. Punem-i, punem aici. Pe asta până acolo. Și mai ridicăm, și mai ridicăm în sus. Până aici la copaci, în dreptul copacilor. Eu zic până la copacul cealaltă. Care? Prea multe rădășii. Ai și? Păi nu poți să săpe. Ei, lași. Când ai dat cu, când ai să dai cât ori trebuie să dai cu grapa aici. Tu crezi că așa pui? Când ai dat cu grapa, de nu țari în sus. Uitați și papuși pe el, așa. O, ce sângerez. Nu-mi place până acum, cum se vede. Ce? Este să iau eu o leagă ca să fac drama ce e la tablou, știi? Mm-hmm. Ia. Aoleu, e mult pe penson. Și las-o așa, gen, mai intenti. Mă dai o frite asta cu noi. Cu plăcere, cu plăcere să
Mie îmi place cum se vede până acum. Vai, Paula! S-a cam stins focul. Dar nu este problemă, că-l face doar acum. S-a rezolvat. Mă dormesc, uite, deja înțeleg de ce te-a spus la țile la plomburile în care. Unde se mai fac o floare, așa, pe aici, nu? Mhm. Asta. Așa, acum nu știu ce culori să mai combin, ca să mai fac altă floare. Mai am. Tu. Trei. Patru. Pregătește Daria să facă acolo la copăcel. Înseamnă ce? Da. Aoleu, e foarte frig aici.
Cred că e prea gros în somnul ăsta. Îți focalizează? Da. Ținșu respirația. Eu. De frică. Să nu greșesc. Ah! E ok? Da, super drăguț. Și asta de ce facem? Punctul îl facem până aici? Da. Oricum, mă rog, închis. Nu ne gheori imagine, să știți. Nu tare. Olha. Cu ce facem pe rezultă?
Știi ce o să fie amuzant? O să termin cu culoarea asta și nu știu cum ai făcut culoarea asta. La câte amestecături sunt aici. Uite, așa trebuie să facem și noi. Săpăm tot încolo. Are pagubă. Mai sunt culori albe? Hm? Unde mai sunt culori albe? Pe lângă bază. Să vedeți cu biliți, mi-am terminat. O să-i, oricum marginile astea nu sunt mai depășite așa, dar vedem noi și facem sucă. Dăm cu alb pe acolo pe lângă. Stai să închid bilițul, să vă arăt cum se vede și fără biliț. Așa se vede fără. Nu-mi place cum a ieșit. Ție? Și mie. Chiar nu-mi place rău. Hai să-i chemăm băieți, să vadă. Și aia e. Eram, bă, din pasul lui. Dă să intre mai întâi, Doamne. Păi și nu le-am venit. E urâtă? Frumoasă. Fain. Asta e geamă, nu? Da. Dar și e afară vieții. Că vezi că e verde și sus e albastru închis. E verde închis. E albastru închis. Asta e tablou, nu? A, înțeleg și asta. O vază pe o masă. Da. Dar asta e fain cum ți-am zis eu azi. Pus în frumos o ramă. Păi da, păi de asta l-am făcut așa mic și pătrat, să faci ramă. Ca un tablou. Ce-i urât?
Nu, am stat o grămadă, cred că avem 3 ore eu cu Daria din Gustam aici, ca să ziceți voi că e urât. Nu, e plus că m-a șters de mine, pe mâine tot colorată, Daria la fel. Și voi, n-a vrut și ați ce-am făcut? La voi ați zis și-am săpat afară. Păi da, normal că ai săpat. Păi eu sunt femeie vampire. Dacă am zis telefonul ăsta crap, ține-l, că poate mă încorgesc pe Daria și... Mă duc să mă apuc de mâncare cu Daria. Dați-mi o notă. Gata, gata. Eu o să dau o notă sinceră. Eu ca femeie o să dau o notă sinceră. Pentru că eu nu l-am pictat. Hai să eu dau. Da. Îți dau nota 9,9. Ne dai, că amândouă am făcut. Nu, eu îi dau 8,9. De ce? Că eu am, cum am venit aici. Să dă mai bine cu ruși ca tine, nu? Nu, 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 nu. Eu când am venit aici, eu am văzut că tu ai... Ai făcut mai mult decât ea. Ba nu. Și pentru chestia asta, pentru și de hai, vezi treaba ta, zic. Ai un plus de la de la profesor, nu știu. De ce? De ce? Orțele nu le-ați umplut. Păi n-am mai vrut. N-am mai vrut, dar, sincer. Și ne-am gândit că oricum acoperi lemnul, că îl pui mai de aici, știi? Da. Bine, haideți. Că eu cu Daria am apuc de mâncare. O, dar ce ai sânge pe ciorap? Nu mai zic ce-am pățit. O, da, cu târnăcobul. Aveți acolo în spate? Mai avem puțin. Noi trebuie să ajutăm să dezgheți pieptul de pui ce să facem, are. Nu știu asta. O, mâine nu mai vii așa. Mâine nu mai vii așa. Trebuie să faceți acolo. Sperăm. Mâine dimineață vezi, poate uiți. Da, să uite fata niciodată. Vine cu căruța la vale. Fata. Nu așa am îmbrăcat. Te râdi tăsatul. Nu, o să mă îmbrăc altfel. Am alt schimb rochița. Nu, schimb rochița și cu asta, că asta am luat-o doar așa din evenimente. Și o să schimb și papucii ăștia, o să mergi și tu cu mine. Terminat. Mare Cătălin Oleac aici. De dat până la vale, ca să îndrept. Ca să îndrept aici. Aici? Bucata asta. Ceva genul. Cam aici. Și... Cam asta e grădinuța noastră. Mie unul mi se pare mică, dar este o descrimare. E mare. Te gândești că trebuie să faci... Asta e ultimul, nu? Da, stai să îndrept și aici. Curăț acum, a? Da. Curăță lietul neghiori. Să-i dau curat la om. Deci când ne ajută. Bă, dar ionșoarele strâmbie? Da. Da? Da. Hai, Cătăline, vină cu aia, Cătăline. Stai lângă mine. Stai într-un loc. Am vrut să facem mâncare, eu cu Daria, dar... pentru că am fost acolo, mari pictoriții, da, am uitat să punem pieptul de pui la dezghețat. Ia uitați-vă, e beton. Asta nu mai zighează nici în 700 de ani. Așa că mergem acasă, nu mai facem mâncare. Azi facem mâine. Nu, o să strică doar. Prea mult fericire pe mine.
Pe mine? Da, și cam atât a fost episodul de azi. Ne vedem data viitoare la un nou episod. Like, subscribe. Să dați like, că dacă nu dați like, vă întâlniți cu vărănuțul. Subscribe, un share să vadă și prietenii voștri acest clip. Și o dau leac mai așa din profil. Cam asta sunt eu astăzi. Mâine o să fiu altcumva. Nu uitați să vă abonați la pagina de Facebook Paula Cătălin și Muții. Nuțu, nu Muții. Nu uitați să ne urmăriți și pe Instagram. Instagramul Dariei e aici. Instagramul Nuțu Nuța aici. Și-a lucrat acolo și am eu tavan. Era scap telefonul. Bun. Pa, pa! A dat lumea. Dați like la clipul ăsta.